Hai că am dat drumul la cameră. Suntem live momentan. Avem deja pe cineva care ne privește. Avem un pic răbdare să mai adune câțiva. Nața, ca de obicei, un control de sunet. Dacă mă auziți, un comentariu ar fi suficient. Cine este în drum spre serviciu și se plictisește în trafic? Bun, hai să-i dăm drumul. Mersi, mersi. Neața, neața. Daniel Iancu, ți-am răspuns la problema cu motorul. N-a fost doar distribuția, distribuția s-a rupt după, ulterior. Dar a făcut un fel de implozie motorul la 140 km la oră. Salut, Cristian! Astăzi vedem un X4 din 2016. I-am schimbat distribuția, trebuie să scoatem motorul. Nu știu dacă ați văzut story-urile noastre de acum 2 zile. Trebuie să-i demontăm motorul, să-l punem pe acest banc. El este Teo, este nou membru B-Force, cu experiență vastă în ceea ce ține reparație de motoare. Dar bine, distribuția nu este o reparație, este doar o lucrare de mentenanță. Cam asta este mașina, așa arată mașina. După cum puteți observa, este un model destul de nou. Clientul și arată păsat și volanul arată foarte bine. Așa. Neața, neața, Michel sau Michael. Da. Acum o să facem și un test, o să pornim mașina pentru prima dată după ce am schimbat distribuția și vedem exact sunete, facem verificările de pe ultima 100 de metri, după care montăm și filtrul de aer și suporți. Teo, poți să-i dai cheie? Teo, câți kilometri are mașina? Sărbichia? Iau de la Alin. Edi, aflu imediat cu kilometri la mașină. Ia zi, Ivane, unde ți-i? Hai să le arătăm băieților, că avem și safe. Cheile nu stau oriunde. Aici avem un F30, curățare galerie, un 3.0 diesel. După cum vedeți, mașina nu este de România. Așteaptă să intre și ea în lucru în maxim o oră. Apropo, țineți cont de ce vă spunem. Verificați galeriile de admisie, măcar la 100.000 de kilometri, să fiți siguri că nu aveți depuneri foarte mari. Și în felul ăsta o să ajuta și motorul, și combustia, și aerul, și tot. Întrebați-mi ce părere aveți despre aditiv pentru curățare injectoare, DPF sau cei pentru amorici. Noi folosim de la BMW aditiv pentru combustibil. Până în momentul de față nu au fost probleme, adică din contră, chiar au ajutat, am corectat niște valori de injectoare față de ce aveau în trecut, dar zic eu că sunt destul de multe variante pe piață pe care ați putea să le încercați, tocmai în ideea asta de a curăța preventiv injectoarele. Și da, dacă ai simptome sau vezi că merge mai puțin corect motorul și îți dă pe injectoare, pe test de injectoare, îți dă că ai niște valori peste 0, ai putea încerca acest aditiv de la BMW să scureți injectoarele. Se pune un flacon la 45 de litri și îl pui înainte să faci plinul, tocmai ca să se amestece cu motorina. Da, așa, cutia asta a fost dată jos, apropo. Este cutia de ZF 8HP, a fost dată jos când s-a schimbat distribuția, pentru că a trebuit să dăm motorul jos. Aici vine... Ce vine aici, Teo? Vine cardanul? Pardon, cardanul mic. De la cutia de transfer, da. Spre grup față, nu? Da, diferențial. Diferențial, așa. Eu ăsta care sunt cu camera nu am toate detaliile și noțiunile tehnice precum le-au băieții, dar pe cât de mult posibil încerc să nu vă dau informații greșite. Uitați cât de curat este mașina asta pe dedesubt. Mai puțin în spate. Ce facem, Teo? Curățăm pe jos, facem lună? Da.
Nicio problemă. Salut, Edi. Costul pentru mentena, adică pentru curățarea galeriei, undeva la 750 de lei maxim ar trebui să fie, că e în 6 cilindri. Este mai mult de muncă. F5 dau 100.000. Cauza presiunii scăzute de ulei, nu știu, pentru că motorul a venit bucăți, practic, e franjuri. Asta au găsit băieții pe diagnoză și au găsit și viteza la care s-a întrerupt pur și simplu mersul lui. Dar rezultatele le-ați văzut și voi, rezultate, între ghilimele rezultate, în cazul l-ați văzut și voi. Cum poți controla dacă are pilitură pompa? În primul rând trebuie demontată, dar odată demontată nu mai cu socul ăla. Din punctul meu de vedere, folosiți motorină normală, nu vă mai chinuiți cu aditivi, mai ales la pompe, ca să protejați pompele. Mergeți cu motorină normală, folosiți uleiuri de calitate. Bine, uleiul nu are treabă cu pompa, dar mergeți cu motorină normală. Aveți fie benzinăria verde, să nu-i dau nume, sau cea albastră, care face parte din același grup, sau fac parte amândouă în același grup, au motorină destul de bună. Evitați, să știți, într-un fel, evitați motorina cu aditivi în plus, să zic așa. Ajută la injectoare, dar strică pe cealaltă parte. Teo, să punem pe necesar aici clientului, că a fost lovită și are intercooler-ul. Uite, dacă mai avea un pic mai tare, îl lăsam și pe aer. A atins decât marginea de la fusare, nu și conducta. Da, asta, de asta și spun, zic, a avut noroc că s-a dus la limit. Dar are urme pe scut? Ne uităm după aceea. Da. Ne urmăm tot după aceea. Cu plăcere, Michel. Am pronunțat corect numele, să nu te bătă. Imediat ce, Edi, o să spunem și cu kilometri, imediat ce terminăm cu scuturile pe dedesubt, că nu, cheia este sus la consilier și nu am ca să o luăm. O să și pornim și revenim și cu kilometri. Alina, ai idee câți kilometri are asta? Hai că aflăm după aceea. Haideți să vă arăt ceva frumos. Ridicăm capota după, dar e închisă. Nu e cheia, a luat-o? Standule, deschizi și tu capota să arătăm un 1.6 MPI, nu? Închisă. Închisă? Ia-o de la... Vine acum Alin cu ea? Ia deschide, frate. Haideți să vă arătăm... Da, și mă că e pe 1.6 MPI. Ce zău, V8, standule, nu? De cât e asta? 4.000. 4.000? Mai merge. Vezi care e carcasa de la filtru, să ai grijă. Această mașină a fost recondiționată cât de mult s-a putut cu piese originale. S-au găsit foarte greu piesele, mai ales că trebuie să caute pe Germania, pe toate fangrupurile existente, să zic așa. La ce mașină să fie distribuția ruptă, Edi? Ăsta este motorul pe care l-am postat ieri, cel rupt cu biele. Ce mai crezi că închei? Blochezi canalizarea? La X3 kilometri? Câți kilometri? Ivane, câți kilometri avea mașina cu X3-ul? N-ai văzut nici asta? Da, sunt multe. O să revin și cu kilometri la distribuția asta, la motorul ăsta. Stai, scuze, mi-am adus aminte. 290.000 are mașina. Edi cu X3-ul pentru distribuția ruptă. De fapt, nu era distribuția ruptă. Distribuția s-a rupt din cauza la ce s-a întâmplat în motor. A făcut pur și simplu un fel de implozie.
Mulțumim, Șerban Alex. Da, încercăm. Acum că și plouă, au cam întârziat câteva programări, dar vom încerca să menținem ritmul ăsta de live-uri, tocmai pentru a vă ține la curent cu ce reparații mai avem în service, cât de complicate sunt sau nu. Ideea este să faceți și voi parte din ele. Până ne mai vin următoarele mașini să ne apucăm, puteți să dați un share la acest video, la acest live, ajută și pe ceilalți și mai mult de atât, puteți să puneți întrebări. Și dacă tot avem un pic de timp liber, astăzi aș vrea să vă vorbesc un pic despre schimbatul uleii la cutia de viteză automată ZF. Bun. Asta este o cutie automată ZF, după cum se vede. Da. Uleiul se schimbă la orice cutie automată, indiferent că este de BMW sau de altă marcă. Se schimbă în intervalul 80-120.000 de kilometri. De ce spun 80-120.000? Nu o spun eu, o spun producătorii, și anume ZF. Ca să știe toată lumea, BMW nu produce cutie automată. Sunt câteva mărci care își produc in-house cutiile automate, cum ar fi Steluța. Aha, mulțumim, Bogdan. Sunt câteva mărci care își produc in-house și cutiile automate, dar BMW a ales să folosească cutiile de la ZF, tocmai pentru că sunt foarte rezistente, iar gama pe care o au cei de la ZF este destul de bogată și acoperă toate motoarele pe care BMW în momentul de față le produce, pe toate tipurile de putere. Dacă ați observat, până și M5 nou și M4 nu mai au cutii cu dublu ambreiaj, au trecut pe cele cu convertizori. Mulțumesc frumos, Alin Constantin. Da, nu mai au dublu ambreiaj, au convertizori, tocmai din cauza că motoarele au crescut în putere atât de mult și, bineînțeles, cutiile cu dublu ambreiaj nu puteau face față la toate încercările, să zic așa, inginerilor de la BMW. Sunt cutii pe anumite mărci auto, cum ar fi pe GTR sau pe 900 Turbo de la Porsche, pot să-i spun și numele, care într-adevăr rezistă, dar acele cutii au altfel de design, sunt gândite pentru alt displacement, să zic așa, la motor. Bun, să revenim la cutie. Cutiile ZF au durata de viață este lifetime, dacă le schimbați uleiul, dacă nu o să aveți probleme cu ele după 300.000 de kilometri, dar cel mai important, faceți și vă spunem. Schimbați uleiul la 80.000 de kilometri, dacă mergeți mult cu ele în oraș, vă recomandăm să schimbați măcar varianta gravitațională. Noi facem două tipuri de schimburi de ulei. Una este cea gravitațională cu filtru, baie, șuruburi și 6 litri de ulei. Dar la varianta respectivă nu schimbăm și uleiul din convertizor. Mai avem și varianta nouă, să zic, chiar dacă nu mai e nouă, este deja de 5-6 ani pe piață. Fac o pauză ca să vă uitați aici, muncă în echipă. Din scuderia Ferrari nu lucrează în sincronată de bine. Așa, să mă întorc la ce spuneam. Cutiile de la ZF, ZF-ul recomandă să schimbați, chiar ZF-ul recomandă să schimbați uleiul, schimbați uleiul măcar cu varianta clasică, iar dacă doriți să schimbați tot uleiul din cutie, chiar cele din convertizor, o schimbați cu un Surosul 1 sau 2 ce avem noi aici, adică mașinile ATF Professional, la maxim 120.000 de kilometri. Eu în momentul de față am avut plăcerea de a schimba 4 BMW-uri și la toate mașinile am schimbat uleiul, indiferent de câți kilometri aveau, dacă erau trecute de 100.000 de kilometri. Deci da, schimbați uleiul, nu o să apară șocuri, nu o să apară sub nicio formă probleme dacă cutia respectivă nu are mai mult de 120.000 de kilometri, cât spune și producătorul. Noi am schimbat și la 300.000, 350.000 ulei în cutie și n-au avut nicio problemă cu cutiile. Acum, se tot discută de adaptări sau resetarea de adaptări sau fiecare cum se pricepe să pronunți. Nu există
Resetare valori, resetare adaptări. Adaptările se fac doar în momentul în care lucrarea în sine necesită schimb de mecatronic și atunci cutia trebuie să învețe din nou. O să vă spun și prețurile, Daniel. Așa, deci nu se face niciun fel de adaptări. Se face pur și simplu o resetare de valori pe ambreiaje. Această resetare îi spune practic cutiei care ulei nou și trebuie să învețe noile presiuni, noile condiții de lucru. Un ulei nou va lucra mult mai eficient, va transfera căldura mult mai eficient, automat, că nu se va mai încinge cutia așa de tare cum se încingea cu un ulei vechi. Asta este foarte important de menționat. Da, Daniel, avem varianta clasică la ZF 8HP. Vorbim aici doar de 8HP, nu de 6HP. 8HP, fie 45, fie 60-70, costă 1350, maxim 1400 de RON. Varianta cu 6 litri de ulei și baie, manoperă plus înregistrare în bază de date. Iar cea cu 11 litri de ulei, din care 9 se folosesc pentru cutie, adică 9 vor ajunge în ulei, 9 vor ajunge în cutie, este undeva la 2350 de lei maxim. De ce vă spun undeva la? Pentru că la noi, bineînțeles, acum de când s-a blocat canalul Suez, ne vin și nouă mai greu piesele, glumesc. Dar, într-adevăr, avem diferențe de preț de la o lună la alta în funcție de producători. Deci, pot să vă garantez că este în jur de, dar nu o să fie niciodată fix. Pentru că ce văd acum... Ai pregătit pe băie să audă un zgomot? Da, le spuneam de cutii. Da, le spuneam de cutii până acum. Da? Care aveți căști pe urechi, ar trebui să le dați jos sau să dați sonorul mai încet, pentru că mașina asta nu este sub nicio formă silențioasă. O să mă duc direct la Tom în spate primat. Stai un pic, Alin. Dă-i! Vedeți pe ăsta pe stradă, să nu vă las cu el, pentru că în niciun caz nu este un ursuleț clasic. Mulțumim frumos, Cătălin, da, nu suntem perfecți, suntem în service, lucrăm cu oameni, oamenii au la rândul lor emoții, sentimente, poate într-o zi nu te simți bine, dar totuși trebuie să lucrezi, mai greșim, dar 99% zic eu că putem și reușim să ne facem treaba de fiecare dată cum trebuie. Ne apucăm de asta, băieți? Ne apucăm de asta? Primă o diagnoză. Prima dată, nu? Da, Daniel Floră, te-am lămurit cu prețurile și cu tipurile de ulei? Și schimb? M-ar ajuta dacă mai răspunde. Ca să pot să trec mai departe. Like-ul ăla să înțeleg că da? Așa arată o macara la noi. Salut, Maria Marica! Un brand pe care trebuie să-l luați în calcul ori de câte ori. Ori de câte ori vă faceți sau vreți să aveți un service și să aveți piese de scule de calitate. Da, Daniel, poți să-l lași și Messenger sau pe WhatsApp și o să-ți răspundă colegii noștri de la recepție, consilierii noștri, o să-ți răspundă și o să-ți lase preț. Oferta corectă, dar să ne lași, te rog frumos, o serie de șasiu. Salut, Gabriel! Lasă-ne la fel o serie de șasiu și o să vedem exact ce cutie e, că avem niște băi pe stoc și am putea să-ți facem un preț, ne-ai ajutat să scăpăm și noi de una și doi să-ți facem și ție un preț bun.
Ivane, refă-te că nu sunt aici. În 2017, Motorex. Lasă ce avem, Sandra. Avem galerie. Colosare de galerie. Și bănuiesc o... Hai că se mai folosești și oricei. Mai bine să-i agăți, să-i pui la locul lor decât să-i lași așa să... ne supravegheați. Am văzut BMW-ul pe aici în viața. Ce anume? Am văzut BMW-ul pe aici în viața. A, mă, era Dacia cu sârbă pe vremuri. Acum, uite, suntem, ne-am modernizat. Ce? Mai vedea șoricii. Da, da, da. Bine că nu sunt șoricii de aia care și rot firele, știi? Salut, Daniel. Ce garanție oferiți la un schimb de distribuție? Păi, 2 ani de zile și un număr de kilometri cât mai mare. Ivane? Da. Alea cu 10 ți-am tratat? Ca o paranteză, toate lucrurile care se fac aici sunt registrate în bază de date online. Iar dacă vindeți mașina, mai ales dacă aveți distribuție și va trebui să demonstrați noului posesor al mașinii pe care tocmai ați vândut-o, puteți să apelați la noi. Bineînțeles, dacă ați făcut distribuția la noi și vă trimitem o notă prin care garantăm acest lucru. Față de un F30 normal, motorul ăsta având... cum vedeți, dimensiunile mult mai mari decât un N47. Filtrul de aer este pe partea cealaltă a mașinii. Nu este în față, cum este mult normal la orice F30 motor de 2 litri. V-ați luat mașini de-astea ieftine? Da. Alin, cât ar costa o curățare galerie la un F10 în 47, cam 550 de lei. Și la un X5 E70 3000. Asta cred că undeva la 750 de lei la al doilea. Dar poți să lași o serie de șasiuni la noi pe Messenger sau pe WhatsApp și îți răspundem. Uite, cu ocazia asta asistați și la o demontare de galerie. Sper să avem timp să o și vedeți ca coadă. Bă, da, ce trage, e incredibil ce putere poate să aibă... Da, e bun. Și e pe 1. Și e pe 1? Da. Dai seama. Deci, băieți, cumpărați-vă scule de calitate dacă vreți să lucrați repede, eficient și în siguranță. Salut, Alin. Da, vino, avem o... N-am luat de origini cafea, chiar dacă voiam. Dar avem o cafea destul de bună, avem espresor profesional. Servisat odată la 2 luni, bineînțeles. Avem control la apă. Să ne spui doar ce vrei, espresso sau cappuccino, latte. Ce e asta, Ivane? Cum se numește? Fel de bară de torsiune. Ia zi, Sandule, că tu știi mai bine. Da. Da, mersi. Auzi, mă, Sandule, de ce se fac toate filtrele așa? Bine, tu lucrând în continuare și uitându-te un pic la mine. De ce se fac toate filtrele așa, se rupă aici în capăt? La toate. Adică, uite, se exfoliază... Pentru că cine montează filtrele așa, nu are grijă, că nu-l bagă acolo și se lovește de o cremă din nou. A, adică pur și simplu din... Am înțeles. Deci când montați filtrele la 3.0... Băi, cred că a zis ceva mișto, dar n-am auzit și eu. Hai, te așteptăm, Alin, îmbracă-te. Bă, toate pompele de motorină ruginesc în partea aia de sus. O fi de la materialul folosit? Se corodează? Salut, Cătălin, scuze, au mai fost câteva mesaje și n-am văzut ce ai scris. Salut, băieți, cum îți dai seama la un N55 că ai un injector nasol? Pe ISTA sunt perfecte, dar mie îmi miroase ulei. A, ulei? A, benzină? Din câte știu, în România nu sunt bancuri de probe, care ar fi o altă metodă.
Daniel, fără revin la tine imediat, stai că am o întrebare destul de interesantă. Ce simptome ai, Cătălin, la mașină? Că plecăm de aici cu simptomele. Noi de curând am avut un V8 cu injectoare, îi dădeau fuel mixed turici, pentru că era injectorul oarecum blocat pe semi-deschis și lăsa, curgea noaptea, după ce se oprea mașina, curgea benzină în cilindru. Da, Daniel Florea, să mă întorc la ce spuneai tu. E o idee luată în calcul încă de acum un an de zile. Doar că nouă ne e să nu înceapă să vă placă, știi, și după aia să ne trezim că vreți mai des să veniți în serviciu. Da, o să luăm în calcul chestia asta, chiar ne-ar face plăcere, mare plăcere, să avem unul dintre clienți sau unul dintre posesorii de marcă urmăritori de-ai noștri să-i avem printre noi. Nu, de alta, dar măcar știi cum e, dacă vezi cu ochii tăi, nu mai trebuie vorbit a doua oară. Cătălin, când îți miroase a ulei și a benzină? Îți miroase dimineața când o pornești la cold start sau în general? Domnul de la tehnic, avem o întrebare legată de un N55. Miroase a benzină și ulei, poate poți să răspunzi. Te rog frumos. Întrebarea este pusă de Cătălin. A, miroase uleiul din motor a benzină? Hai că revine. A mers de bogat, da. Dar spune că nu, spune că merge bine motorul, nu are amestec bogat. Păi nu e de eroare. Bine, dar poate are o eroare luată undeva, pe debimetru, pe ceva, pe o sondă lambda, pe orice, ca să ajungă. Da, mă, uite, între schimburi ăsta, uite ce zice Cătălin. Da. Dacă desfac bușonul, miroase la benzină și între schimbul scurs, miroase a... Păi da, e clar, pentru că merge amestec bogat, altă variantă nu ar fi. Cel mai ușor este să măsoare compresia. Dacă compresia este bună a motorului, e clar că segmenții n-au nicio problemă și nu rămâne decât faptul că... Auzi, dar poți să mai... Auzi, Cătălin, îți crește nivelul uleiului? Sper, nu? Am văzut la Honda, La Honda am văzut chestia asta, că în zonele reci, pentru că stătea motorul prea mult la încălzire, arunca multă benzină și dilua uleiul. Nu-i dădea amestec bogat, aici ce problema, că da, dar așa îi dădea calculatorul mașinii. Da, deci Cătălin, mai uită-te și la chestia asta, după ce schimbi uleiul, vezi dacă îți scade și uită-te la conținutul lui să vezi, să nu se subțieze. Dacă se subțiază, e clar că ai niște injectoare care îți merg mai mult pe deschis decât trebuie. Dar o să-ți răspunde un coleg de la... Bun, Cătălin, discuția asta, dacă vrei, poți să sun la noi. Există un om care se ocupă cu așa ceva și poți să te îndrume. Și sper să găsim. De ești din București? Sau poți să ajungi la noi să facem o programare? Și 500 de mililitri la 7000 de kilometri. Cum mergi cu mașina? Chiar întrebare. O alergi destul de tare, nu? Hai, Cătălin, că ai deschis aici un subiect, avem doi colegi care discută subiectul ăsta.
de cai. Ea merge bine, ți se pare, dar nu alegi pe mână, ca să dai seama, știi? Merge normal cu mașina, nu alergă. Poate că asta e problema, Cătălin, ar trebui să o alergi un pic. Da, cel mai bine, dacă e să te programezi la o verificare. Ah, hai că mă ajută și departamentul de tehnic. Da, da. Dacă a răspuns Robert, departamentul de tehnic. Nu uitați, în cazul în care puteți, dați și voi un share live-ul ăsta să ajungă la mai multe persoane posesori de BMW special. Unde este senzorul ăla prin care putem vedea dacă este colmatat aici? Dacă vreți să-l desfaceți acasă, va trebui să-i dați și... Ca să dați motorul ăsta, ca să ajungă ăsta, se trece jumătate. Jumătate de oră, ca să mai bine vii la Sandu. Hai, Sandu, să vedem cum arată galeria. Merge foarte rău, să știi. Da. Deci asta e o chestie preventivă, mai degrabă, nici de cum. Vezi plițul la privat. Alin Constantin, nu te lua după ce a spus departamentul de tehnic, pentru că ei nu beau cafea, ei vin, beau alte chestii dimineața. Ascultă-mă pe mine, că știu eu ce zic. Cine n-a văzut ieri, ăsta este ventilatorul pe care o să-l băgăm în funcțiune în ceva timp. Cu plăcere, Cătălin. Ah, chiar, apropo de ce a spus departamentul tehnic, există, da, într-adevăr, procedură pe ISTA în care, din câte știu, poți să faci test de injectoare de leaking, de scurgere și cum să nu meargă motorul. Dar... verifică cu un service care are ISTA, măcar dacă nu ești din București. Repet, eu sunt băiatul care filmează, am noțiuni tehnice, dar nu mă pricep la fel de bine ca băieții ăștia. Ei fac asta în fiecare zi. Linda, vino să te vadă oamenii. Ia fi, ce o faci? E la pas acum? Hello, da, e la pas. Da, roade telefon, roade telefon. Băi, stai mă, te pun să-mi iei altul, ce-i? Linda, salută oamenii, Linda. Am răspuns. Am văzut, da, mulțumesc frumos. Linda face parte din echipă, momentan doar asistă, învață. Vedem mai târziu. Hai la Sandu, să mușcăm pe Sandu de picioare. Lasă-l mă, că are probleme cu Sandu. Nu știu de ce, Sandule, dar nu te plac nici câinii. Știu. Sandu, mușcă, vine. Lasă-mă, lasă, că lucrează la mașina unul. Doamne ferește, trage de chestia. Linda, nu roade de bară. Da, corect. Asta este colantată, nu? Ce mașină are? Ce culoare are? Albastru, ce? Albastru, da. Chiar cum faci când îți colantezi mașina? Cum faci? Da, trebuie să duci la poliție să declari sau mergi? Da, în schimb culoarea, da. Mai mult de 60% parcă din suprafață, nu? Da. Mă întreba cineva ce cafea bem. I-am răspuns eu înainte, mă, nu se mai băgau cafea. Tu, lasă, vezi acolo, de injectoare, de asta, lasă. Știu eu ce vorbesc cu... Bine, da, la servisuri auto, într-adevăr, e cea mai bună, că nu avem de aia de un leu la espresso de la automat.
Sandule, ia că te lași și o să desfaci. Dar un țip, țip și la mine când e gata. Mersi frumos. Tatăl ești ce să lucrează, nu mai stăm să ține la încărcat fiecare cu boromașina lui. Ia zi tău, cât mai avem? Mai conectăm, mai conectat, dar blue-ul l-ai conectat, nu? Da. Trebuie să-l strângi. A, pentru cei care aveți mașini mai nou de 2000, mai noi de 2018 și aveți AdBlue, aveți mare grijă de unde cumpărați AdBlue. Ăsta nu e lichid, am pus așa ca să vă dau o imagine. Aveți mare grijă de unde cumpărați AdBlue, pentru că sunt mari probleme pe instalațiile de AdBlue la BMW. Evitați să cumpărați AdBlue dacă vedeți că stă în soare. Se cristalizează, din păcate. Și dacă se cristalizează, automat o să creeze probleme și pe instalații. Luați AdBlue, că nu e foarte scump. Când mergeți la un dealer sau un dealer, pardon, distribuitor de piese auto, luați direct de la ei, pentru că alea măcar știți că au stat într-un depozit, au stat la umbră și așa mai departe. Deci nu luați AdBlue de la benzinării sau unde le găsiți care stau în soare. Băieții s-apucă vineri de un șpriț. Cam așa arată o evacuare pusă la X6, strânsă la locul ei. Teo, uite aici, cred că mai trebuie strâns un pic. Asta când terminați cu ea, sus aici. Ui, strâns aici. Acolo, da. Hai cu întrebările, măcar să nu... Ah, Costin Ivanov, despre Aisin. Păi hai că o să o luăm, o luăm de la zero, practic cutia asta. Mă bucur că întreb, pentru că sunt din ce în ce mai populare BMW-urile X1, X2, cele care au cutia Aisin. Bun, Aisin-ul, cutia de 8 trepte, are vreo 3 ani de zile, 4 ani de zile, de când a apărut pe BMW X1, varianta F48. Este o cutie cu convertizor, în primul rând. Nu este cutie cu dublu ambreiaj, ceea ce e foarte important. Dar, din păcate, nu este la fel de... Hai să nu zic una mai bună sau mai rea, pur și simplu nu are filtru de ulei, pe care să-l schimb la fiecare schimb de ulei. Dacă vă uitați la BMW, nu se schimbă uleiul. Din păcate, la noi în România ajung mașini cu 180.000 de kilometri, 160.000 de kilometri, cu un ulei foarte negru, tocmai pentru că nu există filtrare. Cutiile de la Aisin nu sunt cutii slabe, sunt niște cutii destul de bune. Nu sunt producătorul Aisin, primul este un producător japonez. Gândiți-vă că această cutie o găsiți și pe Volvo, o găsiți și pe Ford. Cel puțin Volvo folosește de ceva timp, sau cel puțin folosește brandul Aisin de ceva timp, și cu atât mai mult oferă garanție, să zic așa, oferă garanția unei cutii reușite. Dar că trebuie să aveți mentenanța făcută la ele, în BMW nu o să vă spune chestia asta, dar vă spunem noi. La 70.000 de kilometri schimbați uleiul, pentru că nu este o avere. Uleiul, un singur schimb de ulei, adică 4 litri, nu intră mai mult, costă undeva la 700-800 de lei, adică nu este o avere. E mai ieftin decât un schimb de ulei la un DSG. Dar dacă veniți peste 150.000 de kilometri cu mașina la noi, o să vă recomandăm să schimbați de două ori uleiul. De fapt, nu vă recomandăm. Asta este procedura la noi. Nu vă schimbăm doar un singură dată ulei. Pentru că vrem să schimbăm cât mai mult ulei și din convertizor. Ea, în normal, are mai mult de 4 litri, dar atâta poți scoate din ea dacă folosești metoda clasică, prin gravitație. Te-am lămurit, Costi, vă rog? Ivane, n-ai dat șuruburile jos, nu? Sau le-ai dat?
Mare. Asta este senzorul de presiune pe care îl găsiți pe... Mamă, bă, de-am... Deci telefonul ăsta al meu nu e bun de nimic. Așa, gata. Ăsta este un senzor destul de curat. Adică, mă, normal, n-ar trebui să se curețe galeria, dar clientul nostru a dorit chestia asta, având în vedere că are kilometri în mașină și vrea să fie el sigur că are totul pus la punct. La N47T, cum controlez dacă am probleme la distribuție? Păi, zgomotul este primul semn. Iar dacă nu ai zgomot și vrei neapărat să faci o verificare, trebuie să dăm capacul jos. Asta înseamnă să dăm injectoare, rampă, durează. Certificare B-Force, asta am pus să răspund lui Marian. Eroare level senzor rezervor partea stângă. E posibil. Aici o să rog colegul de la tehnic să -ți răspundă, Marian Marica, pentru că sunt rare chestiile astea. Apropo de eroare și de combustibil, noi am avut o eroare, de exemplu, de fuel pressure too low pe un N47. Am postat chestia asta acum vreo 3-4 luni de zile și ne dădea fuel pressure too low, iar procedura spunea să schimbăm filtrul de motorină, să schimbăm pompa de înaltă în cazul în care nu identificăm problema cu filtrul de motorină sau pompa din rezervor sau să verificăm dacă avem scurgeri. Am verificat toate cele menționate mai devreme, toate erau la locul lor. Și am zis să o luăm băbește. După ce am scos senzorul de presiune și de temperatură, cel care intră între filtrul de motorină și pompa de înaltă, și am înlocuit cu altul de pe altă mașină, problema a dispărut. Deci, practic, dacă aveți fuel pressure low și vă spune mecanicul că ar trebui să schimbați pompa de motorină din rezervor, încercați prima dată cu senzorul ăsta despre care v-am povestit eu mai devreme. Este senzorul care este între pompa, între filtrul de motorină și pompa de înalt. Cel mai bine la rece, Michel, la rece se verifică cel mai bine distribuția. Adică vii, o lași peste noapte și... Costi Ivanov, de la BMW Bavaria, de la noi din România, am primit următoarea procedură. Îi schimbă 8 litri și zice că există un filtru, doar pe undeva într-un lateral. Eu n-am văzut așa ceva. Trebuie să dea, posibil să fie un filtru intern. Deci există posibilitatea să fie un filtru intern, dar aia înseamnă să demontezi capacul de la cutie, cu garnitură, cu tot. Dar, în mod normal, orice filtru, dacă ar trebui schimbat, adică există, orice cutie are un filtru în interior, dar filtrul de bază, ăla care trebuie în mod normal să filtreze tot uleiul, la AC nu există. Și 8 litri probabil că fac același lucru ca și noi, schimbă de două ori. Nu cred că ți-a răspuns necunoștință de cauză, că e o procedură, ei nu-ți dau, îți dau după manual, nu stă nimeni să gândească în plus. Îți dau ce spune manualul, dar mai mult ca sigur asta este ce ți-a spus ei. Vor să demonta și capacul de la mecatronică, probabil. După ce înlocuiești filtrul de motorină, pur și simplu pui contactul, eu zic să pui de două ori, după care îi dai la automat și își va trage el. Ivane, uite, întreabă cineva aici o chestie. După ce înlocuiești filtrul de motorină, cum îl amorsezi? După ce înlocuiești filtrul de motorină, cum îl amorsezi la... Da, dai de două ori să meargă pompa, să împingă, după care dai automat, nu? Da. Deci mi-a confirmat și... La BMW. Da, deci la BMW, dacă aveți BMW, orice înseamnă N47, N57, puneți contactul de două ori și după care îi dați la automat. O să meargă în gol două secunde.
Alte întrebări? Păi și e curios că n-au sărit bielele prin bloc în laterale. Au sărit în... s-au dus în jos. Unde e? La gunoi? Hai să vedem și baia de gunoi. Plăcere, Gheorghe. Doja. Ia, fiți atenți. Ce ne arată Ivan aici? Asta e pumpa. Și pumpa. Ma. Așa, hai să vedem aici. Asta e antenă de casă. Ați dat voi jos, ok? Era bucată. Bucată de bilă. Ok. Restul de pompă. Restul de pompă, ok. Altă bucată. Altă bucată de bilă. Mamă, frate, dar asta chiar a avut... Și acolo, și acolo resturi, în jos? Da. Unde sunt? Mărunta ele alea? Bucăți de bilă? Am înțeles. E, uite, pe electrică nu știu, dar cred că o să poată să răspundă Robert la asta. Da, există un consum de energie electrică pe veche, bineînțeles că există, trebuie să ții operaționale, să zic așa, toate. O secundă. Linda, spune și nouă, care este consumul de curent minim pe timp stare de somn a mașinii? 80 de miliamperi. 80 de miliamperi. 80, mă? 80 de miliamperi. Acum depinde de caroserie, Da, depinde de caroserie, opțiuni. Deci 80 de miliamperi, Marian, Marica. Starea de veche. Teo, cum stăm? Cum stăm? Îmi caut cheia, adică l-am întrebat pe lângă asta să termine acolo. Aha. A, uite-mă de ce n-a văzut că e lovit ăsta. Dacă ai plasticul ăsta peste, se vede aici acum. M-a dat un pic în ea. Peste ăsta mai are alte scuturi. Da, da, îmi dau seama. Jumătate de mașină-s doar scuturi la el. Ia uite mă, sunt băieți, luați mă, ați fost la cumpărătură, ați lăsat cărucioarele, băieți. Haideți să vedeți pe maestru Sandu cum deschide, desface șurubul magic. Prima dată încercați să-l desfaceți cu mâna și după aia dați la filet. Nu dați direct cu borul mașina. Robert, zici și mie, te rog, ce înseamnă marca asta pentru bor mașini în service? E cum e BMW-ul printre Logan? Top, top. E cea mai scumpă, cea mai scumpă. Am înțeles. Cea mai scumpă, cea mai bună. Și ce... Trebuie ce... să mai vină încă două. Nu înțeles. Vizibile astea. Cea mai scumpă, cea mai bună. Deci când vedeți de asta... E și reglabilă, te poți să reglezi, de exemplu, uite aici. Poți să reglezi cuplu. Linda, lasă-mă! Da. Vrei lucrurile de calitate, ai nevoie de scule de calitate. Ia, Ivane, să vedem saxofonul. Ba, mă, ce curat e. A, nu e rea. Nu e, nu e, nu e, chiar bine. Și în capăt acolo jos? E. Hai, că uite aici, la niște de... Da, nu, nu, gata, Ivane. Senzațional, arată foarte, foarte bine. Câți kilometri are asta, chiar, da? Te-ai uitat, Sandule? M-am uitat cu mașină. Ia zi, frate, te rog frumos. Da, ăsta este un motor care arată foarte bine. Păi bine, face acum. Are 145. 145? E posibil să mai fost curățat odată? Eu știu, zic. Să mergi pe autostradă. Nu,
La F11, la rece, simt o vibrație când bag în viteză cu frâna de mână tras. Simți o vibrație când bagi. Păi e normal să la rece să ai o vibrație. Bine, mașina dacă e veche poți să ai mai nevoie de tampoane noi sau mă rog. Dar e normal să vibrați, mai ales cu frâna de mână, pentru că intră în tensiune motorul cutia. La munca de jos, Robert, te rog, la munca de jos. A, așa. Apropo de galeriile de admisie colmatate, înfundate, mașina asta este dovada vie, să zic așa, între ghilimele vie, scuzați-mi plasticitatea, că dacă mergi cu o mașină pe autostradă și mergi cu ea la drum lung și mergi cu ea în parametri încinsă cum trebuie, nu ai depunerile pe care le vedeți la noi pe Facebook, prin galeriile de admisie. Și totuși are 140.000 de kilometri. Eu am o mașină personală, un F30, care a mers mult în oraș, la 140.000 de kilometri, galeria de admisie era, hai să zic, semi-colmatată, în condiția în care mașina a făcut și drumuri în afară. Deci, dacă mergeți cu mașina în oraș mult și mergeți mai puțin de 5-6 km pe o direcție, mai ales iarna, așteptați-vă să aveți depuneri la galeria de admisie. Destul de mari. O pornim că nu mai pot să stau să, cu live-ul, că deja avem foarte mult. Da? Hai să și pornim. Hai, Linda, să pornim mașina. Maestru de ceremonii tău ne dă drumul și la pornește motorul să vedem cum sună. După care, dacă verificăm totuși e ok, o să punem înapoi tot ce înseamnă admisie, filtru de aer, tot. O să învârtăm gol prima dată, nu? Da. Oricum, rămân fără baterie, indiferent și dacă aș vrea să mă trage la unul, tu nu pot. Ai, da să tragăm de câteva ori? Perfect. Și cu asta închidem astăzi. Ne auzim prin comentarii, postări și eventual mâine. O zi bună. Așteptăm cafeaua. Da, așteptăm cafeaua. Unde ești? Stai un pic. Unde e răspunsul? Cu ei răspuns cu cafeaua. Măcinată, da? Sau nemășată, cum se măcinată? Da. Tăbăcarul Alin Constantin, vii sau nu? Ca să știu că plec. Uite, este 10:05. Hai, dacă vii, lasă un mesaj, te așteptăm.